Așa cum știm, după găsirea ului de aur, Valentin a câștigat o cină cu partenera lui de cuplu, urmată de o noapte petrecută singur-singurei. Am emoții, da. Chiar mă simțeam ca la prima întâlnire, nu știu cum să zic. Emoțiile mele au fost cumva alimentate și de Alina. Chiar și eu am emoțiile mele și am transmit ale ei. Pentru? Nu toți sunt relația noastră. Și pentru prima seară fără camere. Da, merge și asta. Știi că după ce băi trebuie să mă ocup, că n-ai cum. Da. În momentul ăsta mă gândesc că vreau să închidă toate camerele și să rămânem noi doi. Am venit cu micul dejun. Cum ați dormit? Și după acest eveniment, pe Iana și Anda parcă le măcina curiozitatea. Da. Și aveam plapuma așa pe mine până în gât și filmam în care... La 30 de dimineață, nu? Mm. De asta... Bine, eram 30 deja. Da? Da. Nu dormit, nu că da. Ați vorbit? Nu? Mi-a zis tot. Am avut o chestie, eu și Ianisul lui și Oleac a fost așa cu... Straniu? Mhm. După asta ne-am băgat la somn. Mm-hmm. Eu m-am băgat la somn, mm-hmm, că nu puteam să adorm. Nici o treabă legată de așa, știi? Da? Nu, asta a fost perfect. Mm-hmm. Da. Păi nu, dar eu nu de asta zic. Da? Zic de ce oricum ați vorbit și ați poate... Da, erau lucruri pe care noi oricum le vorbisem cu o dată prin casă și pur și simplu le-am zis așa, mai pe direct. Față. Da. De ce? Ceva de mine. Ce ai simțit? Nu. Uh-huh. Nu legat de el, așa, de trecut. Stop. Da, stop. Stop vot. Tu ești deșteaptă. Da, o să faci tot corect, cum trebuie. Vreau să vă zic că noi, fără camere, am deschis un subiect, nu mai știu despre ce vorba. Păi și fără camere, Valentin, atât de calm. Pe mine mă deranjase, nu știu ce mă deranjase. Păi și atât de calm a vorbit, atât de... și înțelegea altfel și parcă... Păi probabil și tu vorbeai mult mai altfel fără camere. Eu ți-a spus ceva? Nu. Ce? Nu. Parcă era alt om. Și așa mă simțăm... Știi sentimentul acela când te simți acasă, știi? Da. Așa mă simțăm bine. Ceva mai târziu, Alina anticipa ce alte întrebări ar mai putea primi din partea celorlalți după noaptea petrecută cu iubitul ei. Și acum? Te măriți sau nu? Da, că noi n-am vorbit despre asta, da. Asta nu e programată, nu? Asta e după cum simți. Cum adică asta nu e programată, e după cum simți? Pe ce programezi când simți? Când te măriți? Da. Când simți? Nu când simți, da. Sincer, nu mă simt ciudat. Nu mai de ce, iubita mea. Nu mai de ce. Suntem cei mai vizi de gață. Cine? Ce are intrat? Ce fata are intrat? Să mă uite la iubitul tău. Să mă uite. Nu mă interesează. Că de bine nu mă interesează dacă se întoarce cineva. Nu mă interesează dacă tu ești tu. Eu nu mă uit. Cum să mă uit? Așa. Ok. Nu mă uit și nu mă uit așa. Nu te-ai uitat? Te-a dezamăgit ceva noaptea asta? Nu, ba din contră. Păi, mi știi ce te ziceai în casă? Când eu mă speram ceva, tu pe ceva, tu mi ziceai ceva. Că și eu? Nu, cam păcat. Hai să... Am dat seama că cu discuțiile astea am omis ceva. Păi,
ce? Eu m-am făcut promisiunea, dacă e vorba de aia. Da, nu așa. Și plus asta, tu mai ții minte ce pact am făcut noi? Asta pariu sau ce pact? Da, pariu. Nu mai știu, pariu. Pariu nu s-a pus ăla, știu. Știu că nu... Păi nu acum, nu acum, când ieșim afară. Dar acum, ce zici că ai făcut atâta? Așa? Zic că nu amintesc. Acum eu ți-am zis... tu ai zis că te-ai ținut de cuvânt. Așa? Te-am întrebat atâta? Ah, că numai atâta, că trebuia mai mult, am zis și eu. Eu ți-am zis. Și eu am zis că am promis că fac mai mult. Bun, discuția dintre fete de după a avut loc. Unde sunteți? Stați să vă reperez așa. Cine era la discuție? Iana și Anda. Iana și tu, bineînțeles, Anda. Până la urmă, voi ce erați așa de curioase? Nu înțeleg. Nu puneți pe aia. Sau un strop de... hai să nu zic invidie. Poftim? Eu am fost mai sigur că sunt ok. Da, știu că și doamna Eleonora, am vorbit ieri la Capricii cu doamna Eleonora, care s-a dus și a întrebat, da, sunteți bine și nu v-ați certat? Sper, așa am spus. Sper că nu v-ați certat, da. Ce faceți porumbeilor, sper că nu. Da, ideea este că, da, întotdeauna se poate întâmpla și o discuție din asta între fete. Îmi plăcea că Vali în timpul ăsta se odihnea, ca să nu zică sporăia. Mă așteptam la un pic mai mult, ok. Adică ce? La ce te așteptai tu? Între cum se confesează ele, așa, mai... mai detaliu sau mai... Te așteptai la mai multă picanterie? Da. E, știi că e o vorbă să te ferească Dumnezeu să intri în gura fetelor, dar, Doamne ferește, să intri în gura bărbaților. Da, într-adevăr. Așa că, na, nu știu cum să spun. Poate că fetele și-au păstrat, sau Alina și-a păstrat doza ei de intimitate. N-a povestit chiar tot. Ceea ce este... ok. Le plăcea și... foarte bine. Ci... da, da, a păstrat pentru ea ce era mai important. Da, da, a făcut și niște mărturisiri așa, care, nu știu, te-au măgulit, nu te-au măgulit. Bineînțeles, e iubita mea, orice ar zice, mă apreciez. Și cum e cu povestea aia cu, și dacă vine acum orice fată, ce, se mai uită la mine cineva? Da. Eu, ca de obicei, mai debitează mintea câte o glumă din asta. Clar, nu. Nu sunt eu curios, nu e vorba care vine cineva și...